Problema 1. Un experiment X poate genera 3 posibile rezultate X1, X2 și X3, având distribuția de probabilități corespunzătoare P1 este egal A plus B minus C, P2 este egal 2B plus C și P3 este egal A plus C. Care sunt valorile posibile pentru ABC exact în această ordine, în cazul în care valoarea entropiei experimentului X este minimă? Și trebuie să alegem 3 răspunsuri. Deci avem un experiment X cu 3 posibile rezultate, X1, X2 și X3 și probabilități corespunzătoare P1, P2 și P3. Știm că entropia unui eveniment H de X este minimă atunci când există o probabilitate P este egală cu 1. Deci, experimentul este predictibil. În cazul în care una dintre probabilități este 1, celelalte două probabilități vor fi 0. Și atunci vom avea, pentru că sunt 3 probabilități, vor fi 3 cazuri. Deci vom avea cele 3 probabilități, P1, P2 și P3, care pot fi în cazul 1, vor fi 1, 0, 0, în cazul 2 vor fi 0, 1, 0 și în cazul 3 vom avea 0, 0 și 1. P1 este egală cu, avem în enunț, A plus B plus C, cu A plus B minus C, pardon. Să o scriem așa, A plus B minus C, P2 este 2B plus C și P3 este A plus C. Noi trebuie să rezolvăm pentru fiecare caz un sistem de ecuații. Vom lua acum cazul 1 și vom avea A plus B minus C este egal cu 1. B plus C este egal cu 0 și A plus C este egal tot cu 0. Sistem de ecuații. În urma rezolvării vom rezolva în funcție de B și vom avea la un moment dat 5B este egal cu 1. Deci B va fi 1 pe 5. A va fi 2 pe 5. Și C va fi tot 2 pe, va fi minus 2 pe 5. Din tabela de rezultate, acesta este A. Mergem mai departe. Și acum vom avea A plus B minus C egal cu 0, 2B plus C este egal cu 1 și A plus C este egal cu 0. Și în urma rezolvării ne va da, o să rezolvăm tot în funcție de B,
ne va da B este egal cu 2 pe 5 A este egal cu minus, să-l scriem mai bine pe A, A este egal cu minus 1 supra 5 și C va fi egal cu 1 pe 5. Acesta este rezultatul de și luăm și cazul 3. În care A plus B minus C este 0, 2B plus C este 0, A plus C este 1. După ce vom rezolva sistemul, ne va da B este egal cu minus 1 supra 5 A este egal cu 3 supra 5 și C este egal cu 2 supra 5. Acesta este rezultatul pentru punctul, este rezultatul corect E. Deci rezultatele noastre sau valorile noastre corecte sunt la A, D și E. Problema 2. La un joc de societate se folosesc două zaruri. Unul cu 6 fețe, numerotate de la 1 la 6, și unul cu 12 fețe, numerotate de la 1 la 12. Care este cantitatea de informație obținută în urma unei singure aruncări a zarurilor, știind că toate fețele fiecărui zar au probabilități egale de apariție? Considerăm aruncarea zarurilor ca două experimente independente, întrucât apariția unei singure fețe pe un zar nu influențează apariția unei fețe pe celălalt zar. Vom nota cu X și Y cele două experimente și atunci entropia lor va fi H de X conform Shannon este minus sumă de la 1 la 6 pentru că avem 6 fețe din 1 supra 6 logaritm în baza 2 din 1 pe 6. Entropia celuilalt eveniment, notat cu Y, o să fie H de Y. Și la fel avem minus sumă de la 1 de data asta până la 12, avem 12 fețe, din 1 supra 12, logaritm în baza 2 din 1 pe 12. Entropia totală, entropia care ne interesează, cantitatea de informație în urma aruncării zarurilor, o determinăm ca suma celor două entropii, deci ca H de X plus H de Y. Rezolvând, ne va da
Logaritm în baza 2. Din 6, deci acesta, logaritm din baza 2 din 6, plus logaritm în baza 2 din 12. Și atunci o să avem, îl scriem pe logaritm din baza 2 din 6. Deci o să avem logaritm în baza 2 din 2. Plus logaritm în baza 2 din 3. Și 12 îl vom scrie ca logaritm în baza 2 din 2 la a doua. Plus logaritm în baza 2 din 3. Adică 4 ori 3. Aici avem 1, aici avem 2, deci o să avem 3 plus 2 logaritm în baza 2 din 3. Ceea ce este aproximativ, egal cu 2 ori 1,58, deci aproximativ egal cu 6,16 biți. Găsim cel mai apropiat răspuns ca fiind C. Problema numărul 3. Ni se dă numărul zecimal negativ minus 144 și ni se cere o reprezentare validă acestuia în virgulă fixă cod complementar cu semn. În primul rând, numărul pozitiv 144 îl putem scrie ca 128 plus 16, ceea ce înseamnă 2 la 7 plus 2 la 4. În baza 2, asta înseamnă 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Dacă îl scriem în virgulă fixă cod direct pe 16 biți, vom avea forma virgulă fixă cod direct. Practic, îi adăugăm biți de 0 în față până facem 16 biți. Unu.
0, 0, 0. Bun. Însă, pe noi ne interesează numărul negativ, minus 144, ceea ce înseamnă că o să-i adăugăm bitul de semn, adică bitul, primul bit devine 1 și vom avea 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 și practic restul rămâne neschimbat. Pentru a ajunge la forma de virgulă fixă cod complementar, ne trebuie forma de virgulă fixă cod invers, ceea ce înseamnă că practic inversăm elementele din forma directă, adică 0 devine 1, 1 devine 0 și vom avea 4 de 1, 4 de 1, 1 va deveni 0, aici vom avea 4, vom avea 2 de 1, 0 și 0, 0, 0, 0. Pardon. 1, 1, 1, 1. Am inversat. Pentru a ajunge la forma de virgulă fixă cod complementar, se adaugă 1 la bitul cel mai nesemnificativ. Aici. Și o să ne dea. Pornim de aici, de la sfârșit, 1, 1, 0, în transfer, avem transfer, în transfer, aici devine 1 și restul rămân neschimbați biții până la capăt. Acum observăm că numărul acesta în binar nu-l avem prin rezultate și atunci să-l vedem în forma hexa cât este. Aici este F, aici este F, aici este 7 și aici este 0. Deci în hex, în baza 16, avem numărul F, F, 7, 0. Ne uităm, vedem că este rezultate, deci rezultatul corect este D. FF 70. Problema 4. Rezolvați operația 6A în baza 16 minus 3C în baza 16 utilizând codul complementar. Care din următoarele variante reprezintă rezultatul corect? Notăm cele două nume cu A și B, respectiv A va fi 6A în baza 16 și B va fi 3C în baza 16. Vom scrie diferența lor, A minus B este egal cu A plus minus B. Și trebuie să determinăm cele două numere în cod complementar. Pe numărul A este pozitiv, ceea ce înseamnă că forma lui de cod direct este egală cu forma de cod invers, este
egală cu forma de cod complementar. Și deci 6 în baza 16 este egal în binar 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Aceasta este chiar forma de cod complementar. B în cod direct este 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, în binar. Și pentru negativ, cod direct, îi aplicăm bitul de semn. Deci, respectiv, va deveni 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Trecem mai departe, îl scriem pe B în cod invers. Deci, forma de cod invers a sa va fi, luăm practic toate numerele, toate valorile din cod direct și le inversăm, 0 devine 1, 1 devine 0 și vom avea 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Și pentru a ajunge la codul complementar, adăugăm 1 la bitul cel mai nesemnificativ, adică aici, și va rezulta 1, 1, 0, transport 1, 1, 0, aici va deveni 1, mai departe rămâne neschimbat. Aceasta este forma în cod complementar. Așa cum am arătat, A minus B este de fapt A plus minus B, ceea ce înseamnă în cod complementar A-ul nostru, adică 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, de adunat cu B, minus B, de fapt, aici, adică 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Și avem 0, 1, 1, 1, 0, 1. Aici este 0, avem transport, 0 cu 1 ar fi 1, dar pentru că avem transport avem un 0, însă fiind aici bitul cel mai semnificativ la cod complementar se ignoră. Și deci avem rezultatul 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, care în hexa este egal 2e. Ne uităm, vedem că este și în rezultate aici. Deci rezultatul corect este e. Problema 5.
Care este valoarea în hexadecimal a caracteristicii reprezentării numărului decimal minus 214,125 în virgulă mobilă, simplă precizie, standard IEEE? Numărul 214, pozitiv, în binar, este egal cu 128 plus 64 plus 16 și plus 6. Ceea ce înseamnă că este egal cu 1101 0110. Zero virgulă 125 este 2 la minus 3, deci este egal cu 0,001. Atunci numărul nostru în binar va fi 1 1 0 1 0 1 1 0,001, cu minus în față. Vom muta virgula spre stânga până la primul 1, adică peste 7 cifre, și înseamnă că vom avea 1,10101001 ori 2 la puterea 7. Ceea ce înseamnă că exponentul nostru este 7. Pentru a determina caracteristica, trebuie să adunăm la exponent constanta specifică 127, deci va fi 7 plus 127 este egal 134. Acesta în binar este egal cu 2 la puterea 7 plus 2 la puterea 2 plus 2. Și este deci egal cu 1 0 0 0 0 0 1 1 0. În hexadecimal ăsta este 8, aici este 6, deci avem numărul în hexa 86. Răspunsul nostru corect este D. Problema 6. Să se determine numărul decimal a cărui reprezentare în virgulă mobilă, simplă precizie, standard IEEE, este CA31BF00 în baza 16. Deci numărul nostru în baza 16, scris în binar, este 1100, adică C1 BF 8 și 3 grupe de 0. O reprezentare în virgulă mobilă simplă precizie, standardizată Intel, are 32 de biți, dintre care un bit de semn
8 biți de caracteristică și restul, adică 23 de biți, reprezintă mantisa sau fracția. Deci aici vom avea caracteristica și aici va fi mantisa. Vom lua caracteristica. Caracteristica este 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Semnul este 1, deci numărul va fi negativ. Și mantisa este așa cum am arătat-o. Această grupare în binar. Știm că formarea caracteristicii se face adunând la exponent constanta 127. În cazul nostru, pentru a determina exponentul, vom face caracteristica minus 127. Deci vom avea, vom face scăderea în binar din 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Vom scădea 127, care este 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. După ce facem diferența, o să ne dea 100. 100 în baza 10 este 4. Deci exponentul nostru va avea valoarea 4. Reprezentăm acum numărul. Avem minus, pentru că avem semn negativ, 2 la puterea 4, de înmulțit cu 1 pe lângă fracție. O să mutăm virgula 4 biți la dreapta. Și vom avea minus 1, 0, 1, 1, 1, deci 1, 0 și 3 de 1. Virgula. Și restul 0. În zecimal vom avea minus. Aici avem, dacă calculăm, 23 plus, o să avem 2 la puterea minus 1 plus 2 la puterea minus 2, plus 2 la puterea minus 3, plus 2 la puterea minus 4. Cu alte cuvinte, avem minus 23 plus 1 pe 2, plus 1 pe 4, plus 1 pe 8, plus 1 pe 16, ceea ce este egal în continuare cu minus
23 plus 15 supra 16. Efectuând împărțirea, o să ne dea numărul minus 23,9375. Verificăm în lista de răspunsuri posibile și îl regăsim la litera E. Deci răspuns corect este E. Problema 7. Reprezentați numerele AF, 1C și E2 din baza 16 în cod exces 3. În primul rând vom transforma numerele din baza 16 în baza 2 și apoi în baza 10. Deci AF este 1010 și 1111. Și este egal mai departe în baza 10 cu 2 la 7 plus 2 la 5 plus 15. Și este egal cu 128 plus 32 plus 15, deci este egal cu 175. Următorul număr (1C) este 0001 și 1100. Deci o să fie 16 plus 12 este egal cu 28. Și ultimul număr, E2 în baza 16, este egal cu 110, deci este egal cu 128 plus 64 plus 32 plus 2, deci este egal cu 226. Pentru codul exces 3, la fiecare cifră a numerelor din baza 10 se adaugă cifra 3. Astfel, numărul 175, adăugându-i la fiecare cifră 3, va deveni 4, 10, 8, 28, adăugând 3 și 3, vom avea 5 și 11 și 226, 3, 3, 3, va fi 550. Și 9. Reprezentând numerele în binar, vom obține 4, 10 este 1010, 8 este 1000, 5 este 0101 și 0 11 este 1011.
Din nou 5, 5 și 9. Acestea sunt cele trei numere. Le regăsim în variantele de răspuns, deci 0100, 0100, 0101. Avem aici. Pardon, la punctul A. După aceea 0101, 011. La punctul D. Și la punctul E. Deci variante corecte sunt A, D și E. Problema 8. Reprezentați numerele 351, 77 în baza 16 și 472 în baza 8 în cod grei. Trebuie să alegem trei variante de răspuns. În primul rând, reprezentăm numerele, le transformăm din baza în care sunt, în baza 2, 351 din baza 10, îl transformăm în baza 2 prin împărțirea la 2 și ne va rezulta 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. 77 din baza 16 ne va da 7 este 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Acesta ar fi numărul în baza 2. Și 472 din baza 8 îl determinăm ținând cont că fiecare cifra sa în baza 2 este o grupare de 3 digiți. Deci va fi 100, 111 și 010. Acestea sunt numerele reprezentate în binar. Pentru a determina codul grei, pornim de la fiecare cifră, de la cifra din stânga a fiecărui număr și calculăm cifrele codului grei ca sumă modulo a cifrelor anterioare. Să luăm primul număr. Deci avem 101011111. Le adunăm în modulo 0 cu cifra anterioară, adică 1, ne va da 1. Același lucru îl facem pentru toate cifrele. Deci vom avea adunare modulo peste tot. Nu mai reprezentăm. Aici vom adăuga cu cifra anterioară, adică 0, și ne va da 1. 0 adăugat cu 1 anterior ne va da 1. 1 adăugat cu 0 anterior ne va da 1. 1 plus modulo 1 este 0. 1 cu 1 anterior în modulo este 0. 1 anterior în modulo este 0. Și cu 1 anterior în modulo este 0. Deci avem 1, 1, 1, 1, 1, pentru că 1 se preia, și 4 de 0. Mai departe, numărul
77 din hex, adică 111011, prin același algoritm, sumă modulo cu cifrele anterioare, unu se preia, unu cu unu anterior se dă 0, unu anterior se dă 0, unu anterior ne dă 1, 0 anterior se dă 1, unu anterior 0, unu anterior 0. Deci avem 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Și mai departe 472 din baza 8, adică 100111011, aplicăm algoritmul pornind de la prima cifră și în modulul 1 0, 0 și cu 1 e 1, 1 cu 1 este 0, 1 cu 1 este 0, 1 anterior este 1, 0 anterior este 1 și 1 anterior este 1. Deci avem 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ne uităm la tabela de rezultate. Avem deci rezultatul E odată, rezultatul A și rezultatul B. Deci corecte sunt A, B și E. Problema 9. Fie numerele zecimale 392 și 741, în urma însumării acestora în BCD, de câte ori veți folosi factorul de corecție? Vom reprezenta numerele 392 și 741 în cod BCD, ceea ce înseamnă că fiecarei cifre îi va corespunde reprezentarea sa în cod binar. Asta înseamnă că numărul 392 în cod BCD va fi egal cu 3 este 0011, 9 este 1001, 2 este 0010. La fel 741 va fi egal în cod BCD 70011, 4 este 0100 și 1 este 0001. Însumăm cele două numere, adunăm practic fiecare grupă și 0010 cu 0001 va fi 0011. Aici 1101 cu 0100 însumate ne va da 1101. Și aici vom avea două transferuri și în final adunând ne va da 1010. Acum trebuie să facem verificarea pentru cod BCD dacă cele trei grupe de numere sunt valide din punct de vedere al codului BCD, ceea ce înseamnă dacă sunt valorile în baza 10 sunt mai mari sau mai mici decât cifra 9. Trebuie să fie mai mici decât cifra 9. Aici avem 3, este mai mic decât 9, deci este cod valid. Aici este 8, 4, 12 cu 1, 13, este mai mare ca 9, nu este un cod valid, ceea ce înseamnă că o să aplicăm un factor de corecție. Factorul de corecție este
cifra 6 în baza 10, deci 0, 1, 1, 0 în baza 2. Și aici este 10, care este mai mare ca 9, deci și aici vom aplica un factor de corecție. Continuăm în sumarea. Aici rămâne nemodificat. Este 0, 0, 1, 1. Aici vom avea 1, 1, 0, 1 cu 0, 1, 1, 0. Vom avea transfer aici și aici. Și ne va rezulta numărul 0, 0, 1, 1. Deci tot 0, 0, 1, 1. Aici vom prelua transferul din partea asta și vom avea un transfer aici și aici. Ne va rezulta numărul 0001 și vom avea un transfer spre grupa anterioară, care presupunând că aici am avut 0000, aici vom avea 0001. Deci acesta ar fi numărul, ar fi suma noastră. În baza 10 numărul ăsta este, transcrierea conform codului BCD ar fi 1, 3, 1, 1, 3, 3, adică 1133, care de altfel verifică adunarea 392 plus 741. Acestea două adunate în baza 10 ne dau numărul 1133. Deci soluția noastră este că am folosit factorul de corecție de două ori, aici și aici. Deci răspuns corect B. Problema 10. Care este rezultatul scăderii dintre numerele zecimale 1157 și 445 în cod BCD? S-a folosit factorul de corecție. Vom reprezenta cele două numere în cod BCD, ceea ce înseamnă că fiecarei cifre din zecimal îi vom afișa valoarea ei în cod binar. Aici o să avem 10001, 0001, 5 este 0101 și 7 este 0111. Acesta este în cod BCD. În același fel procedăm cu numărul 445. Este 0100, din nou 4 și 5 este 0101. Trebuie să le scădem. Și vom avea 0101 din 0111 ne va rezulta 0010. Aici 0 din 11, 0 din 00, 1 din 0, vom avea 0001. Și aici, din 0001, dacă scădem 0100, vom avea 1101.
Aici o să avem un transfer pentru că nu putem să scădem direct și vom rămâne cu 0000 aici. Trebuie să verificăm dacă acesta este un cod valid din punct de vedere BCD, ceea ce înseamnă dacă fiecare grupă de cifre este mai mică decât 9. Aici avem 2 care este mai mic decât 9, aici avem 1 care este mai mic decât 9, deci este valid. Aici avem 13 care este mai mare decât 9 și am avut și transfer. Deci, clar, o să aplicăm factorul de corecție. Factorul de corecție în cod BCD este echivalentul binar a cifrei 6, adică 0110. Facem în continuare scăderea. Aici rămâne la fel 0010, 0001, pentru că nu le-am modificat. Din 1101, dacă scădem 0110, o să avem 0111. Și aici rămâne 0000. De data asta este un cod valid, pentru că aici avem cifra 7. Și numărul nostru rezultat este 712, deci 712 în zecimal. 712 în zecimal, verifică și scăderea de aici, pentru că 1157 minus 445 în baza 10 este chiar 712. Am folosit, deci, factorul de corecție o singură dată aici. Răspunsul corect este Problema 11. Un cuvânt de cod Hamming are lungimea totală de 12 biți, inclusiv biții de paritate. Codul primit la recepție este în hex EF7, care este mesajul corect transmis inițial, fără biții de paritate. O să reprezentăm numărul nostru din baza 16, îl transformăm în baza 2, și va fi, E este 1111, 0, F este 1111 și 7 este 0111. Acesta este cuvântul de cod primit la recepție și o să evidențiem biții de paritate care se află pe prima poziție, a doua, a patra și a opta în cazul cuvântului nostru de cod. Deci, bitul 1 va fi 1, bitul 2 va fi 1, bitul 4 va fi 0, bitul 8 va fi 1. O să facem verificările, o să adunăm în modulo biții 1, bitul 3, deci practic luăm pe primul, sărim pe următorul, pornind de la primul bit. Și ne va rezulta 1 adunat în modulo cu 1 adunat în modulo cu 1 cu 1 cu 0 și cu 1. Și ne dă valoarea 1.
ceea ce este diferit de 0. Deci aici avem o eroare. Continuăm cu verificările. De data asta, pornind de la bitul 2, luăm 2, sărim 2 biți. Aici avem 0, ceea ce este corect. Verificăm mai departe. Pornim de la bitul 4, luăm 4 biți, sărim alți 4. Și vom avea, este egal cu 0, deci se verifică din nou. Și ultima verificare se pleacă de la bitul 8 și ar fi 8 biți, dar îi luăm pe toți care îi avem până la final. Și deci vom avea din nou egal cu 0. Deci și acesta se verifică. Totuși, cuvântul nostru de cod este eronat. Și pentru a afla unde se află eroarea, căutăm bitul eronat. Bitul eronat se va afla pe poziția 0001, 0001, ceea ce înseamnă pe poziția 1. Adică bitul nostru eronat este chiar bitul de cod 1. Acesta trebuie să fie 0. În acest caz, cuvântul corect de cod ar fi acesta, 0110111011. Și ca să aflăm mesajul trimis inițial, va trebui să eliminăm biții de paritate. Deci 1, 2, bitul 4 și bitul 4 și bitul 8. Și atunci mesajul nostru trimis inițial este 1111 0111. Acesta în cod hexa este F și 7. Ne uităm la răspunsuri. F7 este răspunsul C. Deci răspuns corect C. Problema 12. Dorim să transmitem numărul 34 după codificarea primară în exces 3 printr-o secvență de cod Hamming. Care este reprezentarea codului corect care trebuie recepționat? Avem deci numărul 34 pe care trebuie să-l codificăm primar în exces 3, ceea ce înseamnă că la fiecare cifră a sa, în baza 10, îi adăugăm 3. 3 plus 3 este 6, 4 plus 3 este 7, ceea ce în baza 2 va fi 0110 și 0111. Acesta este, de fapt, mesajul pe care vrem noi să-l transmitem prin codificare Hamming. Pentru codificare Hamming trebuie să adăugăm biții de paritate. Biții de paritate se află pe poziția 1, pe poziția 2, urmează bit din mesaj, pe poziția 4 și pe poziția 8. Între aceștia punem biții din mesaj. Deci o să avem 1, 1, 0 și 0, 1, 1, 1.
Avem deci 12 biți. Reprezentând codul nostru pe care dorim să-l transmitem. Trebuie să determinăm biții de paritate, valorile lor, și pentru aceasta o să plecăm de la bitul 1, îl luăm pe acesta, sărim următorul, tot așa până la final. Vom avea bit Hamming plus modulo 0 plus modulo 1 plus modulo 0 plus modulo 0 plus modulo 1. Și trebuie să ne dea 0. Din aceasta rezultă că H1 este egal cu 0. Pentru a verifica ecuația noastră. Continuăm, plecăm de la bitul 2, luăm 2 biți, sărim 2 biți, până la final și avem din aceasta rezultă că H2, deci bitul Hamming 2 va fi 1. Plecăm acum de la bitul 4, luăm 4 biți, sărim 4 biți și vom avea ceea ce înseamnă că bitul de paritate 4 va fi egal tot cu 1. Și bitul, plecăm de la bitul de paritate 8 și luăm 8 biți, dar putem să luăm doar 5 până la finalul secvenței de cod. Și vom avea ceea ce înseamnă că bitul de paritate 8, notat H8, va fi egal tot cu 1. Avem acum biții noștri de paritate și putem să scriem secvența de cod. Aceasta va fi 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1. Deci ăștia sunt biții de paritate. Și în baza 2, acesta e numărul în baza 2, iar în baza 16 el va fi aici. Avem 5. Aici avem D și aici avem 7. Deci 5 de 7
Este răspunsul numărul C. Problema 13. Se transmite mesajul M egal A7C în baza 16 folosindu-se generatorul C egal 10101. Care este codul corect recepționat? Mesajul pe care îl transmitem, adică A7C în baza 16, îl transformăm în baza 2 și el va fi egal cu 10101 0111 și 1100. Deci acesta este mesajul nostru. Să-l notăm cu M. Codul transmis pe care îl notăm cu TTX, polinomul asociat codului transmis, va fi M' de X plus R de X. Unde M' de X este egal cu M de X adică polinomul asociat mesajului înmulțit cu gradul cu X la puterea gradului lui G de X adică polinomul nostru generator. Polinomul nostru generator G de X este egal cu X la puterea 4 plus X la puterea 2 plus 1, ceea ce înseamnă că gradul lui este 4. Deci M' de X este M de X ori X la puterea 4. M de X îl determinăm în funcție de mesajul pe care îl transmitem. Puterile lui 2 acolo unde avem 1 și înseamnă X la puterea 11 plus X la puterea 9 plus X la puterea 6 plus X la puterea 5 plus X la puterea 4 plus X la a 3 plus X la a 2. Iar M' de X va fi M de X de înmulțit în continuare cu X la a 4. Deci va fi egal cu X la a 15 plus X la 13 plus X la 10 plus X la 9 plus X la 8 plus X la 7 plus X la 6. Trebuie să facem raportul M prim de X supra R de X pentru a determina supra G de X pentru a determina pe R de X.
Deci o să avem x la 15-a plus x la 13-a plus x la 10-a practic tot polinomul m de x. De împărțit cu g de x, care este x la a patra plus x la a doua plus 1. Efectuăm împărțirea și vom avea rezultatul câtul g de x este egal cu x la 11 plus x la 7 plus x la 6 și restul r de x egal cu 0. Asta înseamnă că t de x este egal cu m' de x. Și atunci mesajul nostru T va fi zero, unu, unu, zero, zero, unu, 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 zero și 0, 0, 0, 0. Ceea ce în hexa este A, 7, C și 0. Verificăm în rezultate. Avem A, 7, C și 0. Răspunsul corect, B. Problema 14. Se recepționează mesajul 10100101, știind că polinomul generator utilizat la codare a fost g egal cu 1101, precizați care afirmații sunt adevărate. Având în vedere mesajul care a fost primit, determinăm pe t prin dx, ținând cont de puterile lui 2 acolo unde mesajul este 1 și vom avea x la puterea 8 plus x la puterea 6 plus x la puterea 4 plus x la puterea 2 plus 1 și putem determina și polinomul g care este egal cu x la puterea 3 plus x la puterea 2 plus 1. Ne interesează să vedem dacă restul împărțirii celor două polinome este 0. Dacă r de x este 0, atunci mesajul este corect. Împărțim, deci, x la 8 plus x la 6 plus x la 4 plus x la a doua plus 1 de împărțit cu x la a treia plus x la a doua plus 1. Aici o să avem x la a cincea și cu 3 fac 8, adică x la a opta plus x la a șaptea plus x la a cincea. Reducem pe x la 8, va rezulta x la 7 plus x la 6 plus x la 5 plus x la 4 plus x la 2 plus 1.
Continuăm. Vom avea x la a patra, aici x la a șaptea, plus x la a șasea, plus x la a patra. Se reduce x la a patra cu x la a patra, x la a șasea și x la a șaptea. Și continuăm. Rămânem aici cu x la a cincea, x la a doua și 1. Deci vom avea aici x la a doua, x la a cincea plus x la a patra plus x la a doua. Se reduce x la a cincea și x la a doua. Și ne rămâne x la a patra plus 1. Deci x, x la a patra plus x la a treia plus x. Se reduce x la a patra. Ne rămâne atunci x la a treia plus x plus 1. Deci aici va fi 1. X la a treia plus x pătrat plus 1. Se reduce x la a treia și 1. Și ne rămâne r de x egal cu x pătrat plus x, care nu este egal cu 0, și atunci înseamnă că mesajul nostru a fost primit eronat și trebuie să solicităm retransmiterea. Deci răspunsul corect este B. Problema 15. Folosim proprietățile funcțiilor logice, care este varianta simplificată a funcției f de x, y egal cu x plus x negat y negat plus x, y plus y. Deci funcția noastră este x sau x negat și y negat. Sau x și y sau y. Observăm că putem grupa x cu xy. Aici rezultatul va fi 1 plus y, deci 1, și atunci va rămâne x. Și aceasta este egal atunci cu x sau xy sau x negat y negat. Sau y. Bun. Aici observăm că avem x negat, y negat sau y. Din proprietățile funcțiilor logice știm că a plus a negat b se poate scrie ca a plus b. Ceea ce înseamnă că vom avea x sau aici va rămâne x negat
plus y. Sau cu alte cuvinte, sau y. Aici, x plus x negat. Asta este tot timpul 1. 1 sau orice altceva, în cazul nostru 1 sau y, este egal tot timpul cu 1. Deci rezultatul nostru, funcția noastră, este 1. Rezultat corect, punctul C. Problema 16. Simplificați cu ajutorul proprietăților funcțiilor logice funcția f de a, b, c, d egal cu a și b și c sau a și c și d sau a și b și d sau a și b și c și d negat. Care este rezultatul? Deci funcția noastră ABC sau ACD sau A și B și D sau A și B și C și D negate. Aici o să desfacem această negație și atunci le rescriem. Ca, deci acestea o să rămână la fel. ABC sau A și C și D sau A și B și D sau A negat sau B negat sau C negat sau denegat. O să facem o grupare, respectiv A și B și C cu A negat, pentru că știm că A negat A plus A negat B înseamnă A plus B. Și atunci, în cazul nostru, vom rămâne cu A negat sau BC și rescriem mai departe. Și ACD A și B și D și aici avem B negat C negat și denegat, toate cu sau între ele. Continuăm cu ceea ce putem grupa. Aici BC cu B negat. Mergem pe aceeași regulă, deci vom rămâne cu B negat C și vom avea A negat
sau aici am zis că rămânem cu C. AC sau ACD sau A și B și D am rămas cu B negat de aici, să punem un sau aici și ne ducem pe celălalt rând, deci o să avem un B negat, un C negat și un D negat, toate cu sau între ele. Bun, dar C și C negat sunt întotdeauna egale cu 1. Deci vom avea la un moment dat un 1 plus o serie de alte variabile. Numai că 1 adunat cu orice altceva în funcții logice ne dă tot 1. Deci ne va da în final 1, rezultatul nostru fiind A, 1. Problema 17. Se dă circuitul de formă și ni se cere care este cea mai eficientă simplificare a acestuia. O să scriem funcția asociată acestui circuit, care va fi o funcție de 3 variabile x, y și z. Aici observăm că avem x și y. Aici avem x și y și z și aici avem x și z. Care toate o să fie cu sau între ele. Deci toate aceste grupuri vor fi sau. Și aici avem o negație. Deci, funcția noastră va arăta, odată x și y este practic firul acesta, sau x și y negate firul acesta de asemenea avem x și y și z și x și z. Haideți să le colorăm și pe acestea. Acesta va fi x și y și z și acesta va fi x și z. Acum, la o primă vedere, constatăm că am putea să desfacem negația, deci x și y negat, putem să scriem ca x negat sau y negat. Și atunci vom avea funcția noastră va fi odată xy sau x negat sau y negat. Sau XYZ.
sau exact. Constatăm că aici avem x, y, x și y sau x negat, conform proprietăților algebrei booleane, aceasta se poate scrie ca x negat plus y. Deci vom ajunge la o formă în care avem odată x negat sau y, sau y negat, sau x, y, z, sau x, z. Y plus Y negat este 1. Din ce știm noi, proprietățile algebrei booleane, orice factor adunat cu 1 rezultă tot 1. Deci rezultatul funcției noastre, simplificarea funcției noastre, va fi 1, care este rezultatul E. Problema 18. Reprezentați circuitul pentru funcția f de x, y, z și t, unde avem sumă de min termeni m0, m3, m8 și m9, termeni redundanți r2, r10 și r11, care este forma simplificată a funcției. O să reprezentăm diagrama Carnot acestei funcții. Avem min termenii m0, m3, m8, m9. Aceștia vor fi 1 în diagramă. Deci vom avea aici 1. La m3 vom avea 1. Aici este inversare grei, ca și aici. Deci continuăm. M8 este 1, M9 este 1. Avem și termeni redundanți R2, R10 și R11 și îi reprezentăm. Deci avem un termen redundant la M2, la M10 și la 11. Acum vedem cum putem să grupăm termenii și constatăm că avem odată aici o grupare. O a doua grupare aici și putem să mai facem o a treia grupare aici. Și astfel am prins toți termenii. O să notăm prima grupare cu 1, a doua grupare cu 2 și a treia grupare cu 3. Și vom avea la grupare 1 adică aceasta. X-ul și Y-ul rămân neschimbați. Z-ul și T-ul se schimbă, deci o să-i prindem numai pe X și pe Y. X-ul este 1
de se va reprezenta ca x, y-ul este 0, de se va reprezenta ca x negat, ca y negat. Cu semnul și între ele. Aceasta este prima grupare. X, Y negat. A doua grupare. X-ul și Y-ul. X-ul se schimbă. Devine din 0, 1. Y-ul rămâne neschimbat 0, deci va fi Y negat. Z-ul este neschimbat și va fi Z pentru că este 1, iar T-ul devine din 1, 0, de se schimbă, aici avem deci Y negat Z. Iar gruparea numărul 3, X-ul se schimbă, Y-ul nu se schimbă, dar este negat pentru că este 0. Z-ul și T-ul nu se schimbă, dar sunt negați pentru că sunt 0. Deci vom avea Y negat, Z negat și T negat. Rescriem acum funcția noastră, deci f de x, y, z, t va fi egal cu x, y negat sau y negat și z sau Y negat, Z negat și T negat. Încercăm să mai simplificăm funcția. Aici avem factor comun Y negat și putem să scriem XY negat plus Y negat pe lângă Z plus T negat. Z sau T negat. Și dacă desfacem paranteza, va rezulta XY negat, Y negat Z, Y negat Z, deci, și Y negat T negat. Toate cu sau între ele. Și aceasta ar fi forma cea mai simplificată. O să vedem dacă avem acest răspuns și sigur îl avem. Deci, x negat, y negat, y negat, z, y negat, t negat este răspunsul E.
să-i realizăm și circuitul. Vom avea, deci, 4 elemente, va fi x, y, z și t. Y, Z și T. Avem odată x și y negat. Deci vom avea un și y-ul va fi negat. După aceea vom avea un y negat și un z. Deci din nou un și din y cu negat duce în circuit aici și din z. Și vom avea un y negat de negat. Din nou un și t și din nou y negat. Sărim peste acest fir. Toate acestea intră într-un sau. Și aceasta ar fi reprezentarea circuitului nostru. Problema 19. Folosind Carnot, simplificați funcția f de x, y, z este egal cu x plus x, y, z plus x, y plus y negat z și realizați circuitul. O formă simplificată a funcției este și trebuie să alegem o variantă corectă. Vom realiza tabelul de adevăr al funcției, care arată cam în forma aceasta. Funcția noastră va fi aici 0, pentru că avem 0 și, sau 0 sau 0 și de tot 0. Aici funcția noastră va fi 1, pentru că avem un sau 1 aici. Aici funcția va fi tot 0. Și mai departe, la fel avem 0, 0, 0. Aici avem x1 sau restul funcției, deci, va fi 1. Și la fel în celelalte cazuri, întrucât rămânem cu 1 sau ceilalți factori. Pe noi ne interesează unde min termenii funcției sunt egali cu 1, adică la m1, m4, m5, m6 și m7. Realizăm diagrama Carnot și completăm la M1. A se vede aici inversiunea grei. Deci la M1 avem, la M4, M5, M7 și M6. Observăm grupările. Putem să grupăm o dată aici și o dată aici. Vom nota această grupare cu 1 și această grupare albastră cu 2.
și vom avea la 1. Observăm că x-ul rămâne neschimbat, dar y-ul și z-ul se schimbă. Deci o să avem x și aici avem la 2. De data aceasta x-ul schimbă valoarea, în timp ce y-ul și z-ul rămân constante, cu mențiunea că y-ul este negat întrucât este 0. Deci aici vom avea y negat și z. Reschiem funcția noastră f de x, y, z ca fiind egală cu x plus y negat z. Acum o să facem un circuit al funcției. Haideți să verificăm dacă este în variantele de răspuns, deci x plus y negat z. O regăsim aici, varianta corectă f. Oh, pardon, varianta corectă este e. M-am uitat mai jos. Și o să realizăm și circuitul. Avem deci x, y și z de la care plecăm. Într-un sau avem x, avem y negat și z, deci într-un bloc și ne va intra un y, dar negat și z. Și acesta va intra în acest sau. Deci aceasta este o reprezentare a circuitului nostru.